Al lui Dumnezeu care singur este înțelept, să fie slava prin Iisus Hristos în vecii vecilor. Amin. Frați și surori din Portugalia, în mod deosebit din Sozel, din Lisabona, mă adresez dumneavoastră în această vreme în care nu doar că nu pot eu veni acolo, nu puteți nici dumneavoastră să vă adunați datorită acestor restricții. Dar, bine spunea Apostolul Pavel, noi suntem legați, cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea, fiți binecuvântați de Domnul și prin acest cuvânt pe care vi-l transmit. Doresc să citim împreună din Sfintele Scripturi, din 1 Petru, capitolul 5, versetul 10 și 11. Dumnezeul cărui har care v-a chemat Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă face neclintiți. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Cuvântul vreau să-l intitulăm potrivit cu ce am găsit scris aici. Chemați la slavă. Așa am citit. Dumnezeu ne-a chemat în Hristos Iisus la slava sa, pentru că slava este numai a sa, dar vrea să o împartă cu noi, slăvit să fie Domnul. În vederea acestei chemări binecuvântate, Dumnezeu a rânduit alte chemări care trebuie să precedă chemarea la slavă. Vreau să prezint 5 chemări. Prima, chemarea la sfințenie. În aceeași epistolă, ca o reluare a celor scrise în Vechiul Testament, de acolo de unde Dumnezeu a început să se descopere treptat, 1 Petru 1 cu versetul 15 și 16. Ci după cum cel ce va chemat, de chemare vorbim, este sfânt, iată prima chemare, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Într-o epistolă din apropiere, în Evrei, la capitolul 2, este scris că Dumnezeu nu doar ne-a chemat la sfințenie, ne oferă și cadrul sfințirii. Evrei 2:11, căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Deci cel sfânt ne sfințește. Avem de-a face cu o sfințire inițială atribuită, ocazionată de iertarea noastră și de încheierea legământului cu El și apoi de o sfințire pe care ne-o însușim împărtășită, sfințenie care trebuie să o păstrăm, așa cum rezultă foarte clar din cele scrise de Apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 2. Către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, sfințiți prin sânge, că fără vărsare de sânge nu este iertare, nu este sfințire de păcat. Existau anumite sfințiri prin spalare, dar păcatul nu poate fi spalat decât cu sânge. Și spune în continuare, reau întreg citatul ca să înțelegem, sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți, să ne ajute Bunul Dumnezeu. Ca acest proiect al Său binecuvântat din veșnicie să poată fi implementat și păstrat în viața noastră. În aceeași idee a sfințirii pe care Dumnezeu o realizează și pe care noi trebuie să o păstrăm, scria Apostolul Pavel și în Efeseni la capitolul 1, vă citesc de la versetul 4, în el, adică în Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți.
Versetul 7. În el avem răscumpărat prin sângele iertarea păcatelor după bogățiile harului său. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să prețuim, dar să și păstrăm acest har al sfințirii. Eu am avut o experiență legată de aceasta atunci când a plecat la Domnul scumpa mea soție, cu care am fost la dumneavoastră în anul 2018. Pe lângă faptul că i-am spus scumpă, cum i-am spus toată viața, cu ocazia plecării, i-am spus și sfântă. Și unii au tresărit și au spus, cum sfântă? Da, Dumnezeu ne-a chemat să fim sfinți. Și încă o sfințenie pe care El a realizat-o, o sfințenie ca a Lui. Sfinții nu sunt doar cei din istorie sau cei din cer, cu refer la îngeri. Sfinții trebuie să fie între noi, noi trebuie să fim sfinți în adunare. Așa cum se adresează Pavel Filipenilor la capitolul 1, versetul 1, Pavel și Timotei, robii lui Iisus Hristos, către toți sfinții în Hristos Iisus, care sunt în Filip împreună cu episcopii și diaconii. Deci iată că nu doar slujitorii ar trebui să fie sfinți, ci tot poporul. Fiți sfinți, este o chemare generală, pentru că ni s-au pus la îndemână mijloacele sfințirii și harul păstrării sfințirii prin Duhul Sfânt care ni s-a dat, mărit să fie Domnul. Urmează o a doua chemare pentru cei ce sunt sfințiți. Aceasta este ordinea. Este scris în Evrei, la capitolul 9, versetul 14, că noi am fost curățiți. Cu ce scop? Ca să slujim Dumnezeului celui viu. Ceva asemănător rostea Zaharia prin Duhul Sfânt în cântarea sa, unde este scris în Luca 1, să slujim Domnului fără piedici, trăind toată viața în sfințenie. Această slujire diferă, e drept, de la unii la alții, în funcție de chemare, în ce privește slujirea în adunare, mă refer, în funcție de statutul familial sau chiar social. De exemplu, în 1 Corinteni, la capitolul 7, este scris de la versetul 32, dar eu voiesc ca voi să fiți fără griji. Cine nu este însurat, se grijește lucrurile Domnului cum ar putea să placă Domnului. 34. Cea nemăritată se grijește lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu Duhul. Și la ce ajută asta? Scrie în versetul 35. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, deci recomanda să se rămână necăsătoriți, nu ca să vă prind într-un laț, deci nu să se ia o juruință pe care omul să nu mai poată călca, pentru că scrie în versetul următor că fiecare e liber să opteze pentru o variantă, e drept în funcție de anumite aspecte, ci pentru ceea ce este frumos și ca să puteți sluji Domnului fără piedici. Dar asta nu înseamnă că familiștii nu pot să slujească sau nu trebuie să slujească, dar ei au anumite piedici. Dar scrie și despre mamele care sunt reținute cu copiii, de exemplu, la 1 Timotei, capitolul 2, versetul 15, că pot și ele să stăruiască cu smerenie, în credință, în dragoste și în sfințenie. Pentru că, practic vorbind, o mămică ce s-a îndeletnicit cu misiunea ei de mamă, de educatoare, va avea multe ocazii să slujească. Aș putea spune că mai mult decât cei de la adunare, că este cu copilașii tot timpul, uneori chiar și noaptea. Ei, bineînțeles că și tata trebuie să intervină aici. Cartea Proverbelor spune despre învățătura tatălui și a mamei, despre sfaturile amândurora. De asemenea, este scris în 1 Tesaloniceni, la capitolul 5,
despre slujirea din biserică, am putea spune aici, în primul rând, de la versetul 12, să priviți bine pe cei ce se odihnesc între voi, care vă cărmesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrării lor. Sunt oameni care se sacrifică și uneori asta privește și viața de familie, atunci când avem și alte îndatoriri. Că cine nu mai are, fie că e tânăr sau e vorba de văduve, cum spune la 1 Timotei, capitolul 5, versetul 5, cea cu adevărat văduvă care a rămas singură și a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruiește zi și noapte în cereri și rugăciuni. Așa cum făcea și Ana Procița, despre care scrie Luca la capitolul 2. Dar, important de reținut, chemarea noastră la slujire nu vizează numai slujirea propriu-zisă, când citim, cântăm, predicăm, prorocim sau facem alte slujbe bisericești, să le numim. Slujirea privește toate activitățile vieții. Și vă voi dovedi asta din Scripturi. Spune Biblia la Efeseni, capitolul 6, despre activitatea la locul de muncă. Și acolo suntem chemați să slujim. Prin comportamentul nostru ireproșabil, prin care să dăm oamenilor de înțeles că aparținem unei împărății, unei societăți mai nobile decât cea pământească. Efeseni 6, citesc de la versetul 5. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cutremur în curăție de inimă ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ar vrea să placeți oameni, ci ca niște robi al lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor. Și în Coloseni, la capitolul 3, este scris de asemenea, la modul general, fie că avem de-a face cu vecini, cu colegi de muncă, în orice împrejurare, oricine, Coloseni 3 cu 17, și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl, versetul 23 și 24, orice faceți, să faceți din toată inima, asta e adevărata slujire, să faci din toată inima ca pentru Domnul și dacă nici pentru Domnul n-ai face ceva frumos, așa cum a zis Iosif fraților săi, fiți fără griji, eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri, fără reproșuri, fără să fii nemulțumit, fără să spară prea greu. Citez în continuare. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Doamne, ajută-ne! Ca să fim acceptați să slujim și în veșnicie, așa cum este promisiunea în Apocalipsa, capitolul 22, fericit de cei ce înțeleg că întreaga viață este o slujire înaintea Domnului, adică acționând în baza mandatului ce le avem, operând prin darurile care ne sunt date, dar în mod deosebit prin a trăi conștienți de prezența Domnului, a trăi după felul lui Dumnezeu de a fi, după cum El se poartă cu oamenii, să putem spune, cum a zis Domnul Iisus lui Filip, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Noi să putem spune, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Domnul Iisus. Așa s-ar comporta Domnul Iisus Hristos, așa ar sluji El. O a treia chemare, chemarea la stăruință în tot ceea ce este sfânt, pentru că și sfințenia trebuie să fie permanentă și slujirea trebuie să fie totală, dar împlinirea acestor deziderate este posibilă numai prin stăruință, altfel nu suntem constanți, ba mai mult noi ar trebui să creștem, să ne calificăm în slujire,
să țintim spre desăvârșire. Pe acest principiu a mers Biserica Domnului de la început, așa cum bine știm ce scrie în Fapte, capitolul 2, versetul 42. Ei, și e vorba de toată adunarea, stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și toți cei plecați de la Ierusalim, pentru că de acolo a pornit mântuirea, pe unde mergeau, scrie în Fapte 13, scrie în Fapte 14 și în alte părți ale Scripturii, că îi îndemna să stăruie în credință. Avem referințe explicite despre cele patru aspecte ale stăruinței din Fapte 2. Stăruința în învățătură, cum îi spune Pavel lui Timotei, stăruiește în aceste lucruri. E ca la școală. Dacă nu parcurgem materia și nu ne însușim cunoștințe, nu putem fi pregătiți. Ori dacă trăim într-o societate intelectuală, într-o epocă digitală, e cu atât mai imperativ ca să stăruim în învățătură. Dar de asemenea este în egală măsură recomandat, ba chiar absolut necesar, să stăruim în rugăciune, pentru că este o vreme grea și Scriptura ne îndeamnă cu insistență să ne rugăm, spunea Domnul, rugați-vă să aveți putere să rămâneți în picioare. Este acum pandemia aceasta de coronavirus care, pe lângă boala în sine, poartă o aură de teamă, de spaimă și chiar de teroare. Și cei ce nu se roagă suficient pot să fie panicați, ba chiar în caz de boală, organismul nu lucrează la capacitate maximă în autoapărare, în acceptarea unui tratament, dacă nu există credința care să stimuleze voința noastră, dar asta nu poate fi activată decât de rugăciune. Așa s-a născut biserica, pe fond de rugăciune, așa și-a trăit Domnul viața, în rugăciune. Și Apostolul Pavel scria la Efeseni 6, când e vorba de luptele spirituale, versetul 18, faceți în toată vremea, așa ca și Corneliu, prin Duhul, deci nu numai cu mintea, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Iată ce clar este scris. Și Domnul le-a spus o pildă, scrie în Luca 18:1, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Așa cum se ruga repetat Ilie și Elisei, și au fost oameni cu mari biruințe. Scriptura ne îndeamnă și despre stăruința în dragoste, într-o vreme în care dragostea celor mai mulți se va răci. Este scris în Evrei, capitolul 13, versetul 1, stăruiți în dragostea frățească. Pot să apară probleme, vorbe și de aici antipatii, ruperea unor relații. Stăruința în dragoste înseamnă să căutăm din nou de acei oameni, să ne cerem iertare, să facem anumite daruri dacă e nevoie, să relegăm anumite relații care au fost afectate de fel și fel de împrejurări. Și de asemenea în familie este important să stăruim. Cum este acum că nu putem merge la adunare, cum am citit din ultimul 2:15, că o mămică trebuie să stăruiască. Tăticul de asemenea să-și învețe Scriptura pe cei din casă. Se poate în orice vreme, în orice loc, să ridice mâini curate spre cer. Să practicăm stăruința nu doar pentru botezul cu Duhul Sfânt, și cum zice în Evrei 12, să alergăm cu stăruință, că suntem chemați la slavă, dar până acolo este drum de parcurs.
Altfel, rătăcim, întârziem, n-ajungem la timp. Iată că am ajuns la cea de-a patra chemare. Poate o chemare de care am vrea să scăpăm. Dar am așezat-o bine acolo unde este locul, înainte de slavă. Că așa am citit la început din 1 Petru, capitolul 4, versetul 10. Recitesc. Dumnezeul cărui har care v-a chemat Hristosul la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, că nu mai trăim cât Metusala, vă va desăvârși, da, este scris despre Domnul, că a fost desăvârșit prin suferință, la statutul său de mântuitor, de mare preot milos, căci Domnul ne va întări, ne va da putere și ne va face neclintiți. Trebuie să acceptăm și chemarea aceasta. Este un har. Apostolul Pavel a fost învățat de la început, i s-a spus prin Duhul, prin Anania, că trebuie să sufere. Și la rândul lui învăța bisericile, așa cum vă citesc și din 1 Tesaloniceni, de la capitolul 3, versetul 3, pentru ca nimeni de voi să nu se clate în aceste necazuri, că știți singuri că la aceasta suntem rânduiți. Foarte important de știut. Apostolul Petru scrie în epistola de care am citit să nu fie surprins cei ce sufăr, să fie în temă cu astfel de evoluții. Citesc din capitolul 4, versetul 16, dimpotrivă, dacă suferi cineva că este creștin, să nu-i fie rușine. Versetul 19, așa că cei ce sufăr după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletul de credinciosul zditor și să facă ce este bine. Suferințele aici au fost dictate în primul rând de persecuție, dar suferințele pot fi aduse și de boală, dacă e vorba de cele fizice, sau de alte supărări, dacă e vorba de suferințe sufletești. Sunt multe, scumpa mea soție, deși Domnul a fost bun cu ea, avea o rugăciune, Doamne, cruță-mă de dureri mari, totuși a trecut prin suferință. Deși, mulțumesc Domnului, în ultima vreme i s-a dat algocalmin, nu pentru dureri, pentru febră, că Domnul a fost binevoitor, dar sunt alții care trec prin suferințe mari. Cunosc o soră care, în urma unui accident, a avut parte de operații repetate și lua morfină de durere. Chiar astăzi am rugat pe niște frați să se roage pentru o soră care, datorită unui cancer, aflat în fază de metastază, are dureri. Despre Domnul este scris că a fost un om obișnuit cu suferința. Este ceva specific vieții acesteia. Slujirea implică anumite situații de suferință. Toate se pot cumula, cum scrie Pavel lui Timotei, rabdă suferințele. Și continuă lucrarea. Pavel la rândul lui a slujit Domnului în neputința trupului. Scria Domnul bisericilor, nu te teme de ceea ce ai să suferi. Altei i-a spus, știu că ai suferit. Și în Evrei, la capitolul 11, este scris foarte clar despre unii care au trecut prin mari greutăți. Despre Moise este scris aici în versetul 25, a vrut mai bine să suferă. Și evreii au avut condiții de robie, ceea ce a fost suferință, împreună cu poporul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că știa ce urmează după suferință. Cum scrie pe aceeași pagină despre Domnul, Evrei 12, versetul 2, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care a pus înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea
și șad la dreapta scaun de domnie a lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul să trecem biruitor peste toate acestea. Dacă tot sunt cu Scriptura, aici scrie aici în capitolul 12 de Iudei care trebuie să sufere anumite disciplinări din partea Domnului. Versetul 7, suferiți pedeapsa. Dumnezeu ne poate pedepsi în trup sau în alte forme. El decide. Uneori, ca la David, se mai oferă variante și am alege noi care este cea mai ușoară. Dar acesta este drumul. Dar să nu uităm ce spunea Apostolul Pavel la Romani, capitolul 8, versetul 18. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum, și a făcut socoteala unul care a suferit mult, în mod repetat, nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Și cum este o cântare frumoasă, drumul slavei trece și pe la cruce. Să ne dea Domnul har, să nu ne oprim, să disprețuim acestea, rușinea, să trecem peste dureri, la gândul a ceea ce ne așteaptă. Și să știm că durerile nu sunt lăsate, că Dumnezeu nu le putea feri din calea noastră. Au un rol major în desăvârșirea noastră. Pe de altă parte, sunt o dovadă a crezului nostru, a apartenenței noastre față de Dumnezeu, o dovadă în fața lumii spirituale, o dovadă în fața oamenilor, o mărturie. În felul acesta, suferința trebuie privită ca ceva pozitiv. Este o chemare a Domnului pentru noi. Să recapitulăm. Deci mai întâi suntem chemați la sfințenie. Dumnezeu este sfânt, este atributul lui fundamental. Nu discută cu noi decât mai întâi trecut prin apa, prin sângele sfințirii, prin operația binecuvântată a Duhului Sfânt de naștere din nou. O a doua chemare este la slujire. Tot trupul, ca și în cazul omului, este chemat să slujească. Fiecare mădular, fiecare încheietură trebuie să-și aducă aportul potrivit cu harul și cu darul rânduit de Dumnezeu. O a treia chemare, chemarea la stăruință, adică să nu slujim la minim, ci la maxim. Să nu ne mulțumim cu condiții de mediocritate, să nu cădem în apatie și să fim plini de râvnă pentru fapte bune, având, cum scrie Pavel Romanul, o vie dorință să slujim pe Domnul. Și să nu uităm că suferința, chiar dacă ne o chemăm, vine atunci când vine, să știm că este și aceasta o chemare. Înainte de ultima chemare, cea așteptată, chemarea la slavă. Cei mai mulți vor auzi această chemare aflați în odihna morții. Puțin, cei din ultima generație, vor auzi chemarea la slavă printr-un sunet binecuvântat care le va întrerupe activitățile cotidiene, cum spunea Domnul, ba la câmp, ba la moară sau alții dormind în pat, în funcție de fusul orar. Este o înviere, așa cum spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15, în slavă, o slavă împărtășită din slava Domnului, pe care ne-o prezintă Scriptura în diferite imagini, în culori binecuvântate, în străluciri minunate. Dar nu e vorba numai de peisaj, e vorba de mediu slavei lui Dumnezeu.
de acea atmosferă care se răsfrânge și nobilează, umple ființa umană, cum umple acum cerul și cum va fi după ce și văzduhul va fi curățat de demoni. Această slavă este pentru sfinții care au slujit cu stăruință și cu atât mai mult pentru cei ce au suferit, căci în tristările noastre de o clipă lucrează tot mai mult o greutate veșnică de slavă, spunea Apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 4. Să citim câteva referințe care să ne întărească fiecăruia credința în așteptarea acestei chemări și să nu ne fure vreo slavă deșartă care e trecătoare, cum spune poetul Trandafir Dors, toată slava lumii piere mai degrabă decât vine. Veșnic e numai slava celui care face bine. În 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 14, este scris, după ce în 13 scrie de sfințire, de credință, dar acum am ajuns la chemarea aceasta. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Știți cum l-a văzut Ioan pe Domnul în slavă? Noi vom fi ca El. Îl vom vedea așa cum este. Evident că El va avea slava divinității. Dar trăirea în același mediu presupune existența noastră într-o nouă ființare, să o numim așa. Citesc și din 2 Timotei 2:10, legat de a patra chemare. De aceea rab totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu slava veșnică, sau chiar legat și cu o altă chemare, cea a slujirii sau a suferinței, a stăruinții, toate sunt legate, dar toate se finalizează cu slava. Așa cum scrie și Apostolul Petru în capitolul din care am citit, 1 Petru, capitolul 5, citesc versetul 1, sfătuiesc pe prezbiteri între voi, eu care sunt un prezbiter ca și ei, și un martor al patrimului Hristos și totodată părtaș al slavei care va fi descoperită. Versetul 4 ne vorbește despre cununa care nu se poate vesteji a slavei. Iar versetul 10 ne amintește că noi suntem chemați ca un har la slava sa veșnică. Ne dăm noi seama ce înseamnă asta? O slavă eternă? Bine zice un vers, căci pentru așa veșnicie și pentru un veac așa măreț, nimica nu-i prea mult pe lume și nu-i prea mare niciun preț. Și când ne gândim că cineva pierde slava, nu se pierde și nu trece în neființă pentru totdeauna, va avea parte de o durere veșnică și durerea este dată în primul rând de vederea celor ce au ajuns în slavă și pe care îi cunoaștem, la gândul că puteam să fim și noi dintre ei. Da, să aibă Domnul milă de noi, să ne dea pricepere ca să putem ajunge la slavă. Și în încheiere vreau să vă spun, ca unii care știți despre plecarea scumpei mele la Domnul, o descoperire care a fost cu vreo 4-5 săptămâni înainte a pleca ei. Eu am intrat în posesia ei numai după aceea, dar ea a fost pusă drept mărturie la alții. Se făcea că poporul Domnului urca pe un munte. Unii în condiții mai favorabile, alții mai puțin favorabile, dar pe la jumătatea muntelui a fost
așezat un filtru de control și cei ce nu corespundeau nu erau lăsați să treacă. Și prorocului s-a dat să cunoască dintre cei ajunși acolo pe doi și i s-a spus: între alții, aceștia vor muri primii. L-a întâlnit câteva zile mai târziu pe unul dintre cei doi ce-i cunoștea și l-a întrebat: frate, cum ești? Bine, sănătos, lucrez, mănânc, dorm, n-am nicio problemă. Câteva zile mai târziu s-a îmbolnăvit subit. Fratele Proc l-a vizitat din nou și l-a întrebat iarăși: cum ești? De data asta răspunsul n-a mai fost simplist. Și a zis: mă tem că pocăința mea nu-i validă. Mă tem și am îndoieli cu privire la mântuire. A murit o zi sau două mai târziu. Mă întorc la vedenie. Cei doi și alții ajunși acolo erau simbolizați în derularea vedeniei, la un moment dat, nu prin oameni care parcursese un drum, ci au fost transformați în niște copaci uscați, care erau fasonați așa ca și copacul lui Nebucadnețar și adunați într-o grămadă de bușteni. Și fratele a întrebat: Doamne, cu aceștia ce va fi? Și i s-a spus: rămân pentru focul din ziua judecății. Dar erau unii care încercau să treacă de filtrul acela și spuneau: noi suntem creștini. Dar în stânga, acolo la barieră, mai era o fiară care răcnea și păra într-una și spunea: na, ăștia-s de-ai mei. Sunt vinovați, sunt compromiși. Și am întrebat: frate, ce reprezenta fiara aceea? Sistemele demonice de amăgire. În mod deosebit, asta i s-a dat să înțeleagă prin tehnologia vremii noastre. Mulți se compromit și cad. De aceea vă recomand să fiți foarte prudenți. Nu uitați că Domnul spunea să stai mâna dacă e vorba de a ajunge rai. Da, de cum să tai un cablu sau să renunți la un aparat sau să-l folosești cu maximă securitate, ca nu cumva să te faci vinovat, că nu știi când închei viața. Iată cum boala asta mai secere, nu numai bătrâni. Dar să revenim la vedenie din nou. I s-a dat apoi, cum curgea filmul vedenii, se vadă pe cei ce erau acceptat să treacă. Urcau spre munte, au avut de parcurs teren accidentat, o vale, o coastă abruptă. Dar în vârful cetății, în vârful muntelui, era o cetate strălucitoare, în fața cărei era un platou. Și mi-a zis, apoi când mi-a relatat și mie descoperirea, vedenia, că n-a fost vis: frate, între cei ajunși în fața cetății pe platou era și soția ta. Și am văzut, spunea prorocul, că a ieșit din cetate un înger, așa, mi-l descria într-o aură, așa, ca un abur, doar nu era din carne și oasă, era înger. Avea în mâini o tavă de aur cu niște bobițe și i-a servit pe cei ajunși la poartă. Și a zis: am văzut pe soția ta cum a luat o boabă de acolo, din mana ascunsă, și cum a fost transformată. Și mi-a zis: frate, am cunoscut soția ta, știu că a avut un chip senin. Dar când a gustat, s-a transformat într-o frumusețe și a cuprins-o o bucurie. A zis: dacă tu vedeai vedenia asta, oricât ai suferit după ea că a plecat, nu te-ai mai putea necăji. Și îngerul de la poartă le-a zis: bucurați-vă! Nu doar că faceți parte din biserica Domnului, sunteți dintre cei cu răsplată de plină, strânși la vreme potrivită. După ce a văzut asta, spunea fratele, n-a mai dormit toată noaptea. Zile în șir se ferea de oameni să nu piardă imaginea aceea frumoasă a cetății. Și cum au auzit pe înger spunând: fiecare veți fi strigat pe nume, vi se va deschide poarta și veți intra în cetate. Am adăugat cuvintele:
mă refer la fratele. După ce am văzut acestea, cum unii sunt opriți, deși creștini ca și noi, deși botezați ca și noi unii, și ce soarte așteaptă și în ce fericire intră alții, nu mă mai interesează dacă voi fi sănătos sau bolnav, sărac sau bogat, dacă mă ia cineva în brațe sau mă scuipă, un singur lucru mă mai interesează de acum, să nu mă rețină la filtru și să ajung să intru pe porți în cetate. Scumpi frați și surori, vă doresc tuturora să ajungeți la slavă. Acolo suntem chemați, dar nu uitați parcursul. Frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, începeți cu sfințirea, continuați cu slujirea, în stăruință ca pentru Domnul, acceptați și suferința, că slava ne așteaptă. Și cele de aici nici nu ne vor mai veni în minte. Veșnicia e prea frumoasă, prea minunată și suficient de lungă pentru a ne bucura de tot ceea ce Dumnezeu a plănuit și pregătit pentru noi. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.